Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog, și astăzi am revenit din nou cu un nou și forță vlog. Astăzi, cum vedeți, filmez afară în curte, pentru că e o zi minunată și plină de căldură. E o mor de cald, trebuia să beau suc înainte de acest vlog, dar în fine. Acest vlog o să fie foarte lung, pentru că ieri am postat un TikTok în care am întrebat că ce să postez mâine, am-n-am sau cu ce îmi îngrijesc eu tenul, adică fața, ori am-n-am cu întrebările lor de pe TikTok. Mulțumesc tuturor care mi-au scris comentarii, am 50 de comentarii, nu mă gândeam la suma asta. Pentru mine e ok și să sperăm că și pentru voi. Și scuzați-mă că dacă nu vă apareți în acest video, dar acest 50 de comentarii azi o să-l fac. Deci toți cei care nu au, nu știu, de exemplu, văd mai târziu acest TikTok și scriu mai târziu, n-am ce să le fac, dar o să fac și partea a doua, așa că cu siguranță pot să-mi scrieți. Cocul meu să-l luați în evidență. Vreau să-l abonați cu tocul clopoțelul de pe care atunci când eu pot să fiți notificați, dați un like, să se în video și să vă abonați cu tocul clopoțelul. În permisul ăsta. În descriere găsiți titlul meu de Lisia Andreea 28, acolo să-mi dați follow, mulțumesc pentru urmărire, pentru că back o să primiți inimioare follow și un duet. Bun! Cum vedeți, aici am scris eu pe TikTok-ul meu, Lisia Andreea 28, aici am pus sondajul și 100% dintre voi ați ales doar am-n-am și o fată a ales cu ce îmi îngrijesc cu tenul. Ei bine, de ce mă întrebați că de ce nu-mi fac eu TikTok-ul aici afară? Păi, de-aia că busiera asta o ador. Efectiv, da, de-aia tot merge la, în fine. Pentru că vin total bine pe mine, am și culoarea asta, deci, da, în fine, am scăpat că pentru că e vreme bună, nu mai pune cald și da. Bun, aici avem aceste 50 de comentarii, să mă credeți că sunt comentariile aici. Nu știu cum să vă arăt ca să vedeți. Aoleu. Com, intrăm pe com, unde sunt com, așa. Așa, și acum să le spuneți, o să le zic am sau n-am și o să vă și povestesc o povestioară despre legenda. S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Bun, putem începe. Așa. Sunt curioasă. Bun, prima întrebare este am, n-am Snapchat. Am Snapchat, mă cheamă Stoica. Da, Stoica bară jos Denisa sau Denisa Stoica. Da, Denisa sau Stoica Denisa sau Denisa Stoica, dar bară jos. Ori Denisa bară jos Stoica, ori Stoica bară jos Denisa. Trebuie să mă vedeți cu o coroniță, deci da, și vedeți că sunt plecată într-o cea cu blugi. Bun, deci e o căldură maximă, băieți și fete. Bun, mai departe, a doua întrebare, n-am căști ciudate. Am, chiar m-am luat de la Pepco o pereche de chestii, o pereche de căști cu unicorn, adică chestiile care le puneam în urechi erau în formă de unicorn și erau și în formă de pisică, panda și câine era, ce mai era, doamne, pește, nu pește, crocodil, erau oricum multe și foarte interesante. Mi-am luat o pereche cu, cu ce mai luat, cu unicorn și ghiciște trebuia să le dau la Cristina, la cea mai bună prietena mea. Și pentru că, am zis cu cam, pentru că mie nu mi-a fost problemă, pentru că mufa mea nu e gen așa la telefon, pentru că e așa. Și e cel mai rău. Și eu gen eram super cu orsa, mai gata să am chestii cu, da, trebuie să vi-l arăt, că am TikTok gen cu ele, deci, da. A, gata, l-am găsit. Să vedeți, deci asta... Vedeți? Erau super cruci, se împlăceau și trebuia să vedeau la Cristina. Da, na, aia e. Trecem mai departe la următoarea întrebare. N-am pierdut mulți prieteni. Bă, da, anul trecut am pierdut foarte, foarte mulți prieteni și nu mulți, foarte mulți prieteni și da, chiar foarte mulți prieteni. Bă, să știți că înainte de chestia asta am luat cadru, nu era bine umbrela, deci de-abia am făcut-o, frate, pentru că nu știam cum să pun la capul și nici acum nu știu. Dar nice că nu vine soarele în ochi. Bun. Deci da, am pierdut foarte mulți prieteni, dar l-am recuperat pe câțiva, pe câțiva. Și am pierdut prieteni din cauza lui prostii, pentru că m-am încercat din prostii cu ei, deci da, în fine. Mai departe, am luat bluzele firmă, am foarte multe bluzele firmă, doar că știți în momentul când vă treabă un prieten, o prietenă, nu știu. Asta e, și la școală mă treabă, asta e originală sau fake? Și eu ce zice, frate, eu nu știam nimic aici, am dat, da, eu ce să zic, eu nu știu, frate, dacă e original. Eu tester, arată un tester de original sau fake, da, nu știu. În fine,
Anna a muncit. Nu știu la ce gândești dacă te gândești la muncă de aia serioasă, gen căpșuni, manicură, coafură, ce mai o fie. Nu. Sunt un copil de 12 ani jumate și nu lucrez încă. Aparent, dar dacă mă întreb la ce aș vrea să lucrez, aș vrea să lucrez la... Nu știu la ce aș vrea să... Dar n-am. Aș vrea să lucrez la manicură și la coafură, deci... Nu știu. Bun, mai departe, n-am băut alcool. Bă, frate, eu nu beau. Am gustat așa Hel sau, nu știu ce, Alexandrion, chestia cu alb și negru, Hennessy. Am gustat, dar gen... De la mama sau de la tati, gen atâta am gustat, gen, știi, dar n-am beu gen, wow, nu știu genul de fată, pentru că încă am 11 ani jumate și, da. În fine, mai departe, am crezut în cineva și tot i-am zis că cred. N-am crezut în cineva, deci să crezi în cineva și în gândul tău era să nu crezi în cineva. Da, am de foarte multe ori. Lați-mi să fac acum. Am de foarte multe ori și jur că mi-era atât de frică, gen, hai mă punem pariu pe aș, bă, și chiar era rea, trebuia să dai 30, 40 de lei, 50 de euro, pentru că, da, și era challenge-ul, nu glumesc, deci jur. Și, apropo de, stai să fac parul, e un mirobolant și, da, nu, face sau că nu mi-l fac mai fain decât cum a fost, dar în fine. Mai departe, nu-mi place seama când fac părul pentru că n-ai. Mai departe, n-am fost înroasă pe cineva care nu mi-a făcut nimic. Deci, jur că a venit de la o fată această, a părinte la o fată această ceartă și, da. Ai, mamă, ce urât mi-am făcut, în fine. Și, da. S-a întâmplat de la fata cu mine și cu o fată și, na, altă fată s-a băgat într-o și, na, am fost nevoasă pe ea degeaba. Da, aia e. Mai departe, am furat de la magazin, deci nu știu la ce magazin se referă, dar am furat o grămadă de gume, vă să vă zic o poveste. Deci, anul trecut eram cu prietenii mei și era un pariu că, bă, nu ai, deci eu am zis o poveste, pentru că, nu știu, era vorba de ceva, dacă ai furat genul ăsta, nu știu, parcă tot n-am sau că nu știu, mai știu ce, nu știu, și gen, bă, mai știu ce, nu știu, doamne, cum poți să uite. Ne întrebam unul de la altul cu întrebări ciudate, deci, și un prieten meu m-a întrebat dacă ai furat de undeva și eu zic, da, am furat fix de aici, eram fix lângă omul de care am furat. Și gen, hai mă, că nu te cred, du-te. Bun, și Solomon l-a ținut de vorbă pe omul care vindea respectiv la magazin și eu furam patru, am furat patru gume de alea cu căpșuni, gust bun și am dat și lor două ăla. Normal, la Solomon nu mai știu cât am dat și la celălalt am dat două și mie mai am rămas una. Nu mai știu cum era, dar oricum am. Și nu doar aia, am furat mai multe chestii, deci jur, dar ar fi o poveste foarte mare. Dar să fac un story time despre furat, pentru că am foarte multe chestii. Bun, mai departe, n-am machiaje, am foarte multe, deci am o tonă de machiaje, jur. 30 de tone de machiaje, deci nu o tonă, 30 de tone de machiaje. Bă, și nu le folosesc, deci eu atunci folosesc. Când gen nu cafetele astea pe TikTok și am pun deci Simona Barboveanu de pe putere, o ador. Nu pot să-i cheme frumoasă de mine sau ceva. O ador, pur și simplu are un corp adorabil și o față adorabil. Doar că a văzut cât rochea și pune pe fața ei și o strică chestia asta, dar în fine. Vreau să vă zic doar că am foarte multe fonuri, desenuri, rujuri, de toate. Bă, și auzi, atunci îl folosesc când e un botez. Ziua mea de naștere, nuntă, nunți, deci nunți, botez, ziua de naștere, chestii mai de asta, mai publicate, mai chestii genul. Dar așa pe TikTok sau pe YouTube, nu. Eventual dacă ar face un videoclip de dacă ați făcut un make-up din ăla, da, atunci da, dar nu, eu nu mă machiez. Adică cu rimel sau pudră sau ruj, da, deci jur. În fine, deci am vreo 4 plus de 5-6 plus, 5-6 plus, ce zic eu, 5-6 plus pline, bă, dar pline, cu machiaje și sunt toate în România, bine, 2 plus sunt aici, deci. Și plus mai am luat 3 rimeluri ieri, deci da. În fine, mai departe. N-am strigat la un film foarte horror, bă, da. Deci eu cu familia mea am făcut un popcorn și era un film cu măicuțe. Și da, știți, măicuțele sunt gen în biserică și chestii genul. Bă, și atât am urlat de... Pfai.
Deci a fost un film foarte horror, dar foarte fain. Nu mai știu cum să-l mai dar îl găsesc, că vi las în descriere. Mai departe, am un idol, am doi idoli, am pe Bibi și pe Dori, pe care, doamne, și ador cuplul. Deci nu știu cum să vă zic, dar mereu când mă întreabă ceva, ai cuplu, ai idol, bă, și atunci, bă, atâta tale povestesc de numai. Deci toate ce soare, toate numai ce tare mă de capul. Vedeți? Deci nu soare de numai, frate. Bun, mai departe, am făcut promovări pe TikTok sau YouTube sau pe alte aplicații. Am făcut pe TikTok. Pe YouTube n-am făcut promovări. Nu prea m-aș cerut. Pe TikTok în schimb m-aș cerut foarte mult. Deci, da, am făcut foarte multe promovări acolo, uitați-o, pentru că o fac și o promovare. N-am încă vreodată sushi, am, deci hai să vă zic. Nausea este un fel de chestii de chinezi, gen mâncare. Bă, și e foarte bun, este spaghetti, are plare de toate. Și este și sushi. Am luat eu una și tatăl meu una și de lor știu cum l-am luat și nu l-am mâncat prea, deci am mâncat orezul și deja l-am scuipat pentru că efectiv nu știu frate, nu scu sushi, eu nu l-am gustat niciodată, nu știu cum e. În plus de asta arată oribil și în plus de asta miroase oribil. Da. N-am fost vreodată la un bar, am. Dar gen am beut sau genul ăsta cu prietenii sau așa am fost, dar... N-am avut cea mai tare zi din viața mea, deci bă, ziua mea de naștere, cea mai tare zi din viața mea sau când sunt cu familia mea, dar am foarte multe chestii, zile foarte fericite și frumoase din viața mea pe care nu o să le văd niciodată și cu prietenii, cu părinții și cu toată lumea, deci da. Nu mă machez deloc des, l-am zis doar la botez, nunți, zile de naștere, mă rog, numai la ziua mea de naștere sau... Bă, la alte zile de naștere mă machiez doar cu fond de ten, rimel, cremă și ruși, na, ce-am să mai... Mai departe, am și cu gled, normal. Am râs la o glumă pe care nu am înțeles să o văd, dar deci am foarte multe... Deci să citesc, să nu fie rujeală. Bă, am. Bă, multe și gen... Ha, da, serios! Deci, jur că mi s-a întâmplat de foarte multe ori chestia asta. Și, na. Am. Și mereu îmi ziceam, da, cum să nu știu? N-am udat vreodată o floare. What the fuck, eu sunt casa asistenta care udă florile. N-am găurit vreodată o haină și nu știu de ea că e găurită. Deci am o bluză neagră, Tommy Jeans. Bă, nu mai știu cum se numea, nu mai știu, dar era de marcă, era negru și aici scria ceva. Și, cum să vă explic eu, bă? Și, bă, într-o dată am văzut, deci m-am abuzat pentru că am vrut să iau la cineva de la ziua de naștere. Și aici era o găutură mare, gaură mare. Bă, și nici acum nu e cusută, frate, și chiar, da, eu atunci când dorm, o păr, pentru că, na, în public nu pot să port, e druptă, na, ce să fac. Mai departe, n-am decorat vreodată bradul de Crăciun, mereu în fiecare Crăciun, deci nu e Crăciun pentru că asta ador ce fac, cu părinții mei mereu, cu familia. De obicei e gata la bradul nostru, după mă duc la bunica, după la cealaltă bunica, deci e foarte frumos. Știu, eu ador de Crăciun, eu dacă nu pot răzbesc bradul, nu e Crăciun, frate, jur. N-am bevut alcool, am întrebat asta, am avut un cate, n-am, doar am gustat. Mai departe, n-am greșat în carantina asta, deci am pus un pic de burtică, pentru că eu n-am avut chestia asta, bine, da, n-am avut burtică asta anul trecut, deci, da, carantina asta m-a pus să mănânc prea mult. N-am fost în Turcia, nu, dar urmează să mă duc în 10 zile, dacă mă duc, vedem. N-am intrat pe cel mai bun prietenă, atât, n-am intrat pe cel mai bun prietenă. Dar cred că toată lumea face asta. N-am Avakin Life, am acest joc, îmi place foarte mult, practic e un fel de joc, o să vreau să-mi descrie Avakin Life, descărcați-l. E un personaj, băiat sau fată, alegi, eu sunt fată. Și trebuie să îmbreți, te duci la cluburi, la, nu știu, la cafenele, faci bani, foarte tare jocul. Uitați-vă, e ca un fel de avatar. N-am primit de la bunica cadouri scumpe, bă, da, am primit telefon, am primit haine de mărci,
am primit traininguri, am primit ce mi-am primit. Am primit o husă. Am primit de fapt 3 huse, nu una. Am primit foarte multe haine. Deci ea mi-a luat toate hainele care am zis ce mi-am luat din Austria. Și foarte multe chestii mi-a luat, încă nu știu pentru că... mi-a luat o tableta aceasta, mi-a luat o telefonul. Deci mama am telefonul părinților, dar știu că telefonul care a fost la mine, ei mi l-au luat, deci da, mulțumesc băicilor. Mai departe, am frate sau sora, am frate de 2 anișori și da. Mai departe, am întâlnit un vlogger, vloggeriță, artistă, tiktoker sau pe cineva popular. N-am. Mai departe, n-am avut frumosul. N-am. Vă rog frumos să vă dați și rețele pe frumosul fratele meu răcit. Da. Mai departe, n-am dormit de ziubă, da. Eu dorm pe la vreo 12-1 și plus de asta, acum am obișnuit de săptămâna trecută să dorm de la 1, în sfert, și gen mă trezesc la 4-10 în fiecare zi, nu știu de ce, frate, nu știu de ce. Mai departe, n-am adidas de firmă, am Adidas, Blue Vuitton, am multe. Mai departe, am fost într-o țară străină, am fost în Italia, Slovenia, mama aia e tot în România. Unde mai am fost? Mai am fost în locație, dar nu mai știu când am fost. Bun, mai departe, am bijuterii de aur sau argint. Mai departe, și nu mai sunt, deci am știu cum am două bețări, două inele, două prei de cercei, fără astea 3, deci da, cu astea 3, bun. Am asta mai mult afară cu prietenii de 12 seara afară, Dar asta a fost vara trecută. N-am făcut clătite, am făcut chiar acum 3 zile am făcut cu Nutella și căpșuni și chiar mai și bune. Părinții mei m-au lăudat pentru că sunt o clătitoare bună. Masterchef! Bun, mai departe, n-am cerce sau puțin să tatuaj sau altele, n-am pentru că, nu știu cum să vă arăt, dar nu am tatuaj sau puțin sau cerce sau nu știu. N-am camera mea singură, n-am mai mult de o casă, am 3 căs. Deci am una aici, două în România. Mai departe, n-am văzut vreodată un papagal. Și am avut când eram mai micuță, dar că mi-a murit papagalul, deci da, oh my god. Uite pe mine sunt albine. N-am fumat vreodată, n-am. N-am iubit pe cineva. N-am. N-am BFF. Încă n-am avut. N-am avut iubit. N-am. N-am multe haine. Și pe care încă nu le găsesc. Știu că mi-am 2 size de haine de vară care nu mai le găsesc efectiv. Deci, da. N-am gătit. Am gătit? Mama face din cap și atât de urgea. Mai departe, n-am o piesă. Gen, eu s-o când n-am. N-am îmi urăsc numele. Nu. N-am fost în club, nu. N-am prieten falși, N-am crush, nu, n-am. N-am frați, am un frate. Mai departe. N-am mâncat un mărbio. Mărbio, am. Și ultima întrebare de pe lista noastră astăzi, n-am, nu-mi place cireșele, n-am. Adică îmi place cireșele foarte mult, sunt unele dintre fructele mele preferate vara, pentru că vara se mâncă foarte mult cireșe, deci da. Bun, cam astea au fost întrebările de astăzi. Dacă a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să subscribe. Am să ne întâlnim data viitoare cu un nou vlog. În descriere găsiți TikTok-ul și jocul Avakin Live, dacă o să vi descărcați. Eu am văzut, pa, pa, pa!